Bună, bine ați venit, bine ați revenit pe acest canal parfumat. Să știți că am făcut această introducere de 7 milioane de ori pentru că nu-mi găsesc cuvintele astăzi, nu știu pe unde le-am lăsat. Haideți să ne lăudăm puțin cu primăvara asta pentru că mă bucur super mult că avem lumină naturală foarte bună și avem soare și primăvara. Sper să nu ne țină iar vreo 2-3 zile și apoi să vină ploile. Sper să nu. Dar, pentru că am văzut că a venit primăvara și mă aștept deja să trecem la sandale, sunt sigură că așa o să fie, mi-am făcut organizare în colecția cu parfumuri, am răcușit, da, mi-am făcut curățenie, am adus parfumuri citrice, tropicao, parfumuri de vară, de vacanță, știți voi, și o să aveți un clip de genul acesta în curând pe canal. Așa cum am făcut și atunci când am organizat dulapul meu cu parfumuri de iarnă, primăvară, ceva de genul. Când mi-am adus parfumuri de primăvară, dar pentru primăvară de vreme. Ok, ați înțeles voi ce am vrut eu să zic? Cu siguranță ați înțeles. Ei bine, astăzi avem un clip tare drăguț. De această dată cu niște pachete parfumate pe care le-am primit de la niște fete tare drăguțe și cu această ocazie le mulțumesc încă o dată, știu că mă urmăresc și le mulțumesc că sunt aici. Da, avem așa, un portfard foarte frumos de la Valentino și aici am niște pachetele de la diferite persoane. Am aici un pachetel, vreau să vă vorbesc neapărat despre un parfum de aici. Și aici avem niște parfumuri Valentino. Aceasta este cea mai nouă lansare de la Valentino, este Born in Roma Intense. Să știți că eu am testat și Born in Roma și mi-a plăcut super, super mult. Iar acesta este divin, divin. Nu am ce să zic, este un parfum foarte, foarte frumos, de la cutie, sticlă, miros, intensitate, persistență, ce vreți voi. Este foarte frumos parfumul, foarte girly cutia asta, îmi place mult culoarea. Și sticluța arată așa, este o frumusețe. După cum vedeți, este așa în degrade și este mai dark. Pentru că și parfumul este mai, nu întunecat, pentru că este un parfum foarte, foarte feminin, dar este ceva mai eleganțel așa. Și da, are multă vanilie. Haideți să vorbim despre acorduri. Avem ambră, vanilie, flori albe, cald condimentat, pudrat și balsamic. Iar ca și note avem vanilie de bourbon, o delicioșenie, ambră, iasomie și benzoin. Este un parfum foarte frumos. Este minunat. Nu l-am purtat așa cum se cuvine să-l analizez prea mult, dar o să mai discutăm despre el. Este dulce, este spicy. Vai de mine. Vanilat, floral, spicy. Foarte bine miroase. Deci este un parfum elegant, este un parfum... Are cam, cuprinde tot ce îmi place mie. Deci cuprinde tot ce îmi place mie acest parfum. Izul acesta spicy mă nebunește. Chiar este un parfum intens, chiar este un parfum elegant, frumos. Și v-am zis, am testat și Valentino Born in Roma. Acela mi s-a părut mai fructat parcă. Oricum, dacă pe Valentino Born in Roma îl văd purtat pe zi, pe acesta îl văd purtat mai bine seara. Chiar mi se pare un parfum foarte seducător, foarte sexy, elegant și sexy. Da, este un parfum care m-a cucerit. Foarte frumos, foarte, foarte frumos și îmi doresc să mai testez odată și Born in Roma. Chiar sunt niște parfumuri pe care trebuie să le ai în colecție sau trebuie să le am în colecție pentru că nu am Born in Roma, dar cred că mă cam încântă ideea de a-l avea. Da, mai vedem, mai vedem. Ok, și trecem la
Următorul, care este tot de la Valentino, acesta este Voce Viva Intensa. Intensa, da? Tot o apă de parfum, apă de parfum intens și din nou are o sticlă foarte drăguță. Acesta câți mililitri are? Știu că este mai mic, 15 mililitri are. Îmi plac tare mult sticluțele astea micuțe. Uitați-vă și voi cum arată. Uitați-vă și voi cum arată. Foarte simplu și foarte frumos. Îmi place mult. Chiar am văzut o chestie amuzantă pe un grup de parfumuri, când cineva făcea comparație între sticla de borsec, dacă nu mă înșel, sticla de apă minerală plată cu sticla asta de Valentino. Da, mi s-a părut amuzantă chestia și mi s-a părut interesant că s-a gândit la asta persoana care a pus poza. Dar da, am zis să împărtășesc și cu voi niște chestii de-astea care sunt așa banale, dar care mi se par mie amuzante, ce să zic. Ei bine, cu Voce Viva Intensa este altă poveste. Aici vorbim clar despre un parfum floral de zi și avem ca și note mandarină, bergamot, floare de portocal, cea care face parfumul acesta să strălucească, iasomie sambac, vanilie de bourbon și mușchi. Da. Mie îmi place foarte mult floarea de portocal, mult de tot, și asta se întâmplă în ultima perioadă să mă înnebunească la modul acesta, pentru că înainte nu cred că îi dădeam atâta importanță, dar îmi place mult și o întâlnesc în multe parfumuri pe care eu le ador. Da, avem aici, nu este o deschidere din aceasta citrică efervescentă, nu, miroase direct floare de portocal dulce. Este un parfum în care vă spuneam că florile albe ies în evidență și în nasul meu floarea de portocal este cea mai prezentă. Are un iz interesant, Voce Viva Intensa, cumva miroase a flori albe, floare de portocal mai mult, combinată cu această vanilie care nu este foarte dulce și nu este o vanilie gurmandă, adică nu o simt gurmandă, mi se pare că vanilia aici îndulcește floarea asta de portocal și în combinație cu acest mușchi mă duce cu gândul la natură. Îmi place foarte mult, clar este un parfum mai potrivit ziua, primăvara, vara, chiar nu mi se pare atât de dulce. Mi se pare echilibrat, bine echilibrat, mi se pare potrivit pentru oricum, oricând, oriunde. Este un parfum versatil dacă îți place floarea de portocal din nou. Mie îmi place mult și chiar mă bucur tare mult de acesta. Uitați-vă ce sticlă are. Sticlele astea mă duc întotdeauna cu gândul la vacanță, deși nu mă duc în vacanță atât de des, dar îți vine să-l pui în poșetă și să pleci în vacanță. Următorul parfum despre care vorbim, v-am zis și în clipul trecut că este clona perfectă pentru mine a parfumului Nișane Ani. Da, vorbim despre Lorina 77 Black Kiss. Foarte bine sună parfumul acesta și îmi place atât de mult, este fix ce trebuie, fix ce trebuie să-mi treacă cheful de nișane, este fix ce trebuie, pe cuvânt. Avem ghimbir, bergamot, piper roz, note verzi. E bine, cred că față de Nișane Ani, acesta se duce direct în esența Nișane Ani, deci nu mi se pare că are aceleași etape de dezvoltare ca și Nișane Ani. Acesta este un parfum liniar, dar e fix ce trebuie, fix, cum să zic, ce rămâne după câteva minute, după ce trece deschiderea de la Nișane Ani, rămâne un miros vanilat. Bineînțeles că
În parfumul original se dezvoltă vanilia aceea, din ce în ce mai frumoasă devine. Ei bine, aici avem direct combinația de vanilie și partea aceasta spicy, fructată, aromatică, să zic așa, deși nu e chiar un parfum aromatic, nu e, dar are partea aceea unică pe care nu o găsești în orice parfum. Acesta este direct combinația de vanilie și partea aceea. Ideea este că acesta este un parfum liniar și vanilia nu este atât de intensă și de caldă. Vă dați seama, este totuși o clonă și este un parfum pe care îl găsim la 90 de lei, dacă nu mă înșel, nu știu cât este exact, 90-100 de lei. Iar Nishane Ani este un parfum scump, da? Deci nu este vanilia aceea minunată, dar are esența lui Nishane Ani și îmi place foarte mult. Deci îmi place la nebunie și să știți că persistă super bine. Am testat Nishane Ani, m-a cucerit parfumul și mă bucur că am găsit o clonă, pentru că nu sunt dispusă să cumpăr varianta originală momentan. Sincer să fiu, cu multe parfumuri, dacă găsesc o clonă care îmi place mult, îmi și trece. Adică, da. Persistă super bine. Vă zic asta pentru că l-am purtat deja, l-am avut pe halat, cred că l-am simțit 2 zile. Da, este pufos și în general mirosurile stau mai bine pe o haină mai pufoasă, dar oricum, este minunat. Minunat. Și mai am aici o clonă a unui parfum de la Wilhelm Parfumerii, care se numește Mango Skin și parfumul original se numește tot Mango Skin. Aici vorbim despre o clonă de la Lorina. Am mai testat parfumul acesta, nu m-a dat pe spate, însă vreau să-i dau o șansă pentru că nu l-am purtat, să văd cum se dezvoltă. Avem așa, în deschidere, mango, mure și piper negru. Da, da, da. Este o deschidere ciudățică. Mi se pare așa, un mango necopt. Ca și cum ai tăia un mango necopt. Și ați văzut cum miroase? Puu! Da. Este un mango cu ceva ciudat. Abar nu am ce e. Avem iris, lotus și iasomie. Poate mango cu lotus, că știți că lotusul acesta, cel puțin în combinație cu trandafirul, în unele parfumuri poate să fie metalic și nu-mi place. Vai de mine! Este și dulce, este și verde, este și mango, este tropicao, este... Habar n-am, e o combinație ciudată. Apoi, în bază, că asta mă face să vreau să-l port, să văd cum se dezvoltă, avem glazură roz, vanilie și patchouli. Glazură roz. O să-l port, promit, și revin cu impresii. El este un parfum intens. Chiar o să las hârtiuța asta pe masă și o să testăm la sfârșitul clipului. Sper să nu uit. Da, e ciudățel, dar totuși, mă interesează să știu mai multe despre el. Ok, vorbim despre el la sfârșit. Deci în borsetă mai am niște decanturi. Avem așa Carolina Herrera pantoful roz, ultimul apărut, și încă 2 pantofi. Da, pe mine mă cam bulversează pantofii ăștia și denumirile lor. Eu am originalul, însă tare mult voiam să testez noul parfum Carolina Herrera și da, o să îl testez și o să discutăm într-un clip în care le-am testat. Așa pun eu titlul, le-am testat, pentru că vorbim despre parfumuri pe care eu le testez și vin cu părerile mele despre ele. Deci o să vin acolo cu păreri despre noul parfum de la Carolina Herrera și am aici o punguță cu decanturi. Mă bucur tare mult că am avut ocazia să testez niște parfumuri de care eram interesată. Multe despre care vom vorbi din nou în clipul acela cu le-am testat. Dar astăzi vreau să vorbim despre un parfum
care, cum spun eu, a rupt și a cucerit nasuri. Vorbim despre Latafa Ishkalshuyuk Gold. Ishkalshuyuk? Nu. Ba da, Ishkalshuyuk Gold. Ei bine. Acest parfum este unul pe care l-aș cumpăra full size. La primul nas nu am fost atât de convinsă, însă când am văzut cum se dezvoltă parfumul acesta, nu mai este perioada lui și nu vreau să-l cumpăr acum. Dar este un parfum de avut pentru că are un preț bun și pentru că este minunat. Și o să vă spun așa, în câteva cuvinte, cum mi se pare mie. Deschiderea este un pic... Știți că eu nu sunt cu pielea, însă aici avem o piele întoarsă, o piele catifelată. La început miroase a piele cu puțin zahăr, așa simt eu, apoi se dezvoltă și miroase a piele cu caramel, cu vanilie, cu ceva spicy, caramelicios. Și devine atât de caramelicios pe piele la un moment dat și atât de zaharicios și vanilat și dulce, încât mi se pare un parfum superb. Da, nici deschiderea nu mă deranjează, pentru că îmi place mirosul acesta de piele catifelată, o piele groasă așa și piele întoarsă. Îmi place, chiar îmi place parfumul. Da? Ishkalshuyuk Gold. Și să știți că mă duce cu gândul la Baby Get. Este o clonă Rose & Mateu 5, dar am văzut că multă lume îl asociază cu Baby Get și da, și pe mine mă duce cu gândul la Baby Get. Îmi place! Și ultimul parfum despre care vorbim astăzi este unul arabesc pe care cred că l-aveam în coșuri pe Parfumas, pe Mag, dar nu l-am comandat. Lumea spune că este o clonă a parfumului Versace Cristal Noir și eu chiar am o poveste cu acel parfum. L-am avut în colecția mea acum mult timp și în momentul acela mi se părea că este cam elegant, cam dark. În fine, cred că acum mi-ar plăcea parfumul și nu mi s-ar mai părea la fel. În fine, nu-l mai am momentan, am o clonă pe undeva, o mostră, pentru că m-am gândit că vreau să mi-l cumpăr la un moment dat și să-l mai testez, să văd cum mi se mai pare, dar tot timpul au venit alte parfumuri și nu l-am mai luat în colecție. Avem așa, Amerat al Ehsas, știam că este, toată lumea spune că este o clonă, este de la Ardal Zafaran. Mamă, am stricat brandul. În fine, hai să vedem sticluța și să vedem cum miroase. Sticluța este foarte drăguță. Așa arată ea. Este haurie. Și ca și note, avem note de vârf, ghimbir, cardamom și piper negru. Note de mijloc, bujor, floare de portocal, gardenie și nucă de cocos. Și în bază avem moscal, lemn de santal și ambră. Ce mi s-a părut mie așa la primul nas, când l-am testat eu prima dată, dar nu am fost prea atentă, este faptul că mi se pare mai fresh, mai light, mai luminos parcă. Nici nu mai știu exact cum este parfumul original. V-am zis că am o mostră și o să le compar. Da, are o deschidere citrică care mă duce cu gândul la un parfum potrivit pentru perioada caldă și chiar aș vrea să văd cum se dezvoltă. O să dau pe această hârtiuță. Nu am avut timp să-l testez cum se cuvine. Dar simt cocos și citrice. Nu simt piperul negru și mă bucur. Hai să lăsăm puțin aici să se usuce și vedem la sfârșit. Hai să vedem cum s-a mai dezvoltat Mango Skin. Mango Skin, oh my god, este atât de ciudat parfumul acesta.
Cred că și originalul este ciudat. E un mango verde, dulce în același timp, ciudățel. Da, nu știu dacă o să pot suport parfumul acesta. Cumva îți creează, pur și simplu, nasul meu îl respinge. Nu. No. Este, v-am zis, un mango verde, necopt, care în același timp este dulce. Habar n-am, dar este un parfum ciudat. Nu știu, spuneți-mi și voi dacă ați testat Mango Skin sau ați testat clona de la Lorina. Apropo, dacă faceți cumpărături, pe parfumat.ro, unde găsiți parfumurile de la Lorina și nu numai, aveți și un cod de discount care o să vi-l pun pe ecran, dar voi îl găsiți și pe și în descrierea acestui clip, unde găsiți și alte coduri de discount. Ei bine, haideți să trecem și la Ameratal Ehsas, vedem cum s-a dezvoltat el pe hârtiuță. Da, este mai light. Eu îl țin minte pe Cristal Noir, așa un parfum foarte intens, puternic, mai eleganto dark, după cum vă spuneam. Aici avem clar un parfum cu citrice și cocos, luminos, nu atât de intens cu siguranță, și clar îl văd un parfum de zi cu zi. Față de Cristal Noir, pe care eu pe atunci îl vedeam destul de opulent, așa, destul de seducător, destul de... îl vedeam așa purtat seara la o ieșire în oraș, îl vedeam împreună cu o rochie neagră, elegantă. Doamne, chiar mă gândesc cum l-aș vedea acum. O să caut mostra și o să-l testez, pentru că aveam așa o imagine despre el. Este un parfum destul de cunoscut și spuneți-mi și voi cum vedeți voi Versace Cristal Noir. Vorbesc despre apa de parfum. Apa de toaletă nu o cunosc. Da, acesta este un parfum ușor, potrivit pentru perioada caldă, pentru zi, pentru ieșirile de zi cu zi. Ia să vedem pe piele. Oricum, o să-l testez cum se cuvine și o să revin cu povești pentru voi. Am stat la povești cu voi o grămadă astăzi și mi-a făcut mare plăcere ca de fiecare dată. Sper că și voi vă bucurați de aceste clipuri parfumate. Sper că vă plac și vă mulțumesc că sunteți aici de fiecare dată. Pe mine m-am găsit și pe Instagram și acolo puteți să vedeți pozele pe care le fac, pentru că îmi place tare mult să fac poze și în special la parfumuri. Abonați-vă dacă nu ați făcut-o încă și vă place contentul pe care eu îl pun pe acest canal. Nu uitați să lăsați un like, mă ajută tare mult toate treburile astea, v-am mai spus eu, nu neapărat vreau cantitate, ci calitate, oameni de calitate așa cum sunteți voi. Ideea e că oricine se bucură ca și canalul să crească, pentru că eu zic de fiecare dată chestia asta, dacă aș vrea să fac doar pentru mine, nu aș mai filma și m-aș bucura singură de parfumuri, însă îmi place să vorbesc cu voi despre parfumuri și mi se pare că este minunat să pot să împărtășesc această pasiune cu oamenii iubitori de parfumuri. Vă mulțumesc pentru vizionare, ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!